nu aș dori să intru în detalii, nici cu trecutul domnului Dragomir, nici cu prezentul. Eu consider că este inoportună prezența domnului Mitică Dragomir pe lista de consilier general. La momentul la care s-a întocmit această listă, au fost colegi de-ai noștri care, și aici trebuie să mă ajute tot domnii din preajmă, au spus că trebuie să fie reprezentanții ai tuturor cluburilor la nivel național și în București, deci Steaua, Dinamo și Rapid. Aceasta a fost gândirea la acel moment, să nu supărăm nicio galerie. Iată că n-am supărat nicio galerie, dar am supărat alte persoane. În capătul listei era așa, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordănescu, da. Lipă, Pancu. E, acești oameni au adus foarte... De asta e singura organizație care am adus 21 de consilieri pe primul loc în București. Părerea mea este că s-a votat și partidul, dar mai mult s-au votat oamenii. Unii dintre ei au fost... au plecat, într-adevăr, pentru că li s-a... a fost o... părerea mea este că așa a fost o indicație să... Văd că presa spune că să mă dea afară și pe mine și pe Iordănescu. Eu nu plec. Nici eu, nici Puiu nu plecăm. Dom'le, eu mă lupt cu toată lumea. Mă lupt cu toată lumea când știu că am dreptate. Hai de mine. Pe ce sunt? Păi dacă aș fi plecat, aș fi jignit-o enorm pe doamna Firea. Aș fi jignit-o enorm. Iar eu o respect foarte mult pe doamna Firea.